Biciclistul care este vinovatul moral în accidentul din Cluj-Napoca, în urma căruia un om a murit, a fost găsit de poliție. Culmea ironiei este că bărbatul este chiar un student de la universitatea la care preda victima. Acesta a fost urmărit de polițiști o zi întreagă și a fost găsit în campusul facultății. Noile imagini de la locul accidentului au scos la iveală și un martor cheie, o femeie care a văzut întreaga scenă și care se afla pe trotuar lângă bărbatul care a murit. Au apărut imagini noi de la accidentul din Cluj-Napoca. Se poate observa clar cum biciclistul taie cele trei benzi și iese în fața șoferului care a intrat cu mașina într-un om care se afla pe trotuar. Imaginile îl incriminează pe biciclistul care într-un final a fost găsit de polițiști. Polițiștii de la secția 6 i-au refăcut tânărului întregul traseu. Ei au luat imagini și de pe alte camere de supraveghere și la o zi după accident l-au săltat pe tânărul biciclist chiar din această zonă unde se află și un campus universitar. El era pe aceeași bicicletă și era îmbrăcat cu același echipament de pe care s-au luat ulterior probe. Inițial, tânărul nu a vrut să-și recunoască fapta. În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind condus și predat reprezentanților unui centru de reținere și arestare preventivă. Colegii de la universitate încă sunt în stare de șoc. Trist. Suntem într-o situație tristă pentru toți, pentru colegii din departament, colegii din universitate. E un om care, la care țineam foarte mult. Era un om, un cadru didactic deosebit, altruist. I-a ajutat pe toți, inclusiv pe colegi, dacă aveau probleme dificile de rezolvat, inclusiv profesionale și personale. Noile imagini au scos la iveală și un detaliu șocant. Pe trotuar se mai afla o femeie care a scăpat cu viață ca prin minune. Un martor cheie care i-ar fi ajutat mult în anchetă pe polițiști a plecat imediat după impact. Vorbim despre o femeie care apare în imagini chiar lângă profesorul universitar. Aceasta l-a văzut căzând la pământ, însă și-a continuat drumul fără nicio reacție, cel mai probabil șocată de întreaga scenă, spun anchetatorii. Magistrații vor decide în curând dacă tânărul va primi mandat de arestare pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.